Bărbații sunt de pe Marte, femeile sunt de pe Venus. Dr. John Gray, un ghid practic pentru îmbunătățirea comunicării și pentru obținerea rezultatelor dorite în relațiile dumneavoastră. Lucrarea de față este un manual al relațiilor de dragoste în anii 90. El dezvăluie felul în care se deosebesc bărbații de femei în toate domeniile vieții. Și nu numai că cele două sexe comunică diferit, dar ele gândesc, simt, percep, reacționează, răspund, iubesc și apreciază în mod diferit. Aproape că par să provină de pe planete diferite, vorbind limbi deosebite și având nevoie de altă hrană. Înțelegerea aprofundată a diferențelor ajută la eliminarea multora dintre frustrările întâmpinate în relațiile cu sexul opus și în încercările de a-l înțelege. Neînțelegerile pot fi spulberate rapid sau prevenite. Speranțele nerealizate sunt corectate ușor. Când îți aduci aminte că partenerul diferă de tine la fel de mult ca cineva de pe altă planetă, poți să te relaxezi și să cooperezi în loc să te opui și să încerci să elimini diferențele. Introducere. După o săptămână de la nașterea fiicei noastre, Lauren, soția mea, Bonnie, și cu mine eram complet epuizați. Lauren ne trezea în fiecare noapte. Bonnie avusese probleme la naștere și lua analgesice. Abia putea să umble. După 5 zile de stat acasă pentru a o ajuta, am reînceput lucrul. Ei părea să-i meargă mai bine. Pe când eram plecat, i s-au terminat calmantele. În loc să mă sune la birou, ea l-a rugat pe unul dintre frații mei care venise în vizită să-i cumpere. Însă fratele meu nu i-a mai adus medicamentul. În consecință, ea a petrecut toată ziua chinuită de dureri și având grijă de un nou născut. Nu am știut că avusese o zi atât de îngrozitoare. Când m-am întors acasă, ea era foarte indispusă. Am interpretat greșit cauza supărării ei, luând-o ca un blam la adresa mea. Mi-a spus: toată ziua am avut dureri, mi s-au terminat pastilele, am stat la pat și nimănui nu i-a păsat. M-am apărat. De ce nu m-ai sunat? L-am rugat pe fratele tău, dar a uitat. L-am așteptat toată ziua să se întoarcă. Ce pot să fac? Abia pot să umblu. Mă simt atât de părăsită. În acel moment am izbucnit și eu, cam cu capsa pusă în ziua aceea. Eram supărat că nu mă sunase. Eram furios că m-a acuzat pe mine, când eu nici nu știusem că avusese dureri. După un schimb de cuvinte tari, m-am îndreptat spre ușă. Eram obosit, nervos și auzisem destule. Amândoi ajunsesem la capătul puterilor. Atunci s-a petrecut ceva care urma să-mi schimbe viața. Bonnie mi-a spus: stai, te rog, nu pleca. Acum am nevoie cel mai mult de tine. Am dureri, n-am dormit de zile întregi. Te rog, ascultă-mă. M-am oprit un moment. Ea mi-a spus: John Gray, tu mi ești prieten doar la bine. Cât timp sunt Bonnie, cea drăguță și iubitoare, tu îmi stai la dispoziție. Dar cum nu mai sunt așa, o ștergi pe ușă afară. S-a oprit, iar ochii s-au umplut de lacrimi. Apoi a spus pe alt ton: chiar acum am dureri. Nu am ce să-ți ofer. Este momentul când am cea mai mare nevoie de tine. Te rog, vino aici și strânge-mă în brațe. Nu trebuie să-mi spui nimic. Am nevoie doar să simt îmbrățișarea ta. Te rog, nu pleca. M-am apropiat și am ținut-o în brațe în tăcere. Ea a plâns în brațele mele. După câteva minute mi-a mulțumit că am rămas. Mi-a repetat că avusese pur și simplu nevoie să-mi simtă îmbrățișarea. În acel moment am început să înțeleg adevăratul sens al dragostei necondiționate. Mă considerasem întotdeauna un om iubitor, dar ea avea dreptate, fusesem un prieten de zile bune. Cât timp fusese veselă și drăguță, îi răspunsesem prin dragoste, dar dacă era nefericită sau indispusă, mă simțeam vizat și atunci o contraziceam sau o evitam. În ziua aceea, pentru prima oară, n-am lăsat-o singură. Am rămas și m-am simțit formidabil. Am reușit să-i ofer ceva atunci când ea avea nevoie cu adevărat de mine. Asta arată adevărata dragoste. Să ai grijă de celălalt și să te încrezi în iubire. Să fii prezent în momentele ei grele. M-am minunat cât de ușor mi-a fost să o ajut după ce mi s-a arătat cum să fac. Cum te scăpase asta? Ea avusese nevoie doar să vin și să o țin în brațe. O femeie ar fi simțit instinctiv ceea ce îi trebuia lui Bonnie, dar, ca bărbat, n-am știut că atingerea, îmbrățișarea, faptul de a o asculta erau atât de importante pentru ea.
Învățând aceste diferențe, am deschis un nou gen de relații cu soția mea. Nu mi-aș fi închipuit vreodată că se putea atât de simplu să punem capăt unui conflict. Înainte, în situații similare, devenisem indiferent și lipsit de afecțiune, pur și simplu fiindcă n-aveam idee ce să fac altceva. În consecință, prima mea căsnicie fusese foarte dureroasă și dificilă. Incidentul cu Bonnie mi-a arătat cum aș putea schimba acest mod de comportare. Asta a condus la cei 7 ani de cercetare pentru a extinde și perfecționa informațiile cuprinse în această carte privind bărbații și femeile. Am înțeles, într-un mod foarte concret și în termeni specifici, cum diferă femeile de bărbați. Am început într-odată să înțeleg că nu e nevoie să iau căsătoria ca pe o luptă. Prin conștientizarea diferențelor dintre noi, Bonnie și cu mine am reușit să îmbunătățim considerabil comunicarea dintre noi și să ne bucurăm mai mult unul de altul. Continuând să accept să explorez diferențele dintre noi, am descoperit noi căi de a îmbunătăți toate relațiile noastre. Am aflat în legătură cu aceasta lucruri pe care părinții noștri nu le-au cunoscut niciodată, astfel că nu ar fi putut să ni le spună. Când am început să împărtășesc aceste cunoștințe celor care veneau la mine pentru consiliere, relațiile acestora s-au îmbunătățit de asemenea. Mii de persoane care urmau seminariile mele de la sfârșit de săptămână au constatat că relațiile lor se transformau simțitor de la o zi la alta. Chiar și după 7 ani, persoane singure sau cupluri încă mai vorbesc despre urmările benefice. Primesc fotografii cu perechi fericite și cu copiii lor, scrisori în care mulțumesc pentru salvarea căsniciei lor. Cu toate că dragostea lor a fost cea care le-a salvat, de fapt, căsnicia, ei ar fi divorțat dacă n-ar fi ajuns la un grad mai profund de înțelegere a sexului opus. Susan și Jim erau căsătoriți de 9 ani. Ca majoritatea cuplurilor, ei s-au iubit unul pe altul la început, dar după ani de frustrări tot mai mari și de dezamăgiri, pasiunea s-a stins și au hotărât să renunțe. Totuși, înainte de a divorța, au participat la seminarul meu. Susan a spus: "Am încercat totul pentru a face această relație să funcționeze, dar suntem prea diferiți." În timpul seminarului, ei au aflat cu uimire că diferențele dintre ei nu erau doar normale, ci și previzibile. I-a încurajat faptul că și alte cupluri au parcurs același tip de relații. În numai 2 zile, Susan și Jim au ajuns la o înțelegere cu totul nouă în privința femeilor și a bărbaților. Ei s-au îndrăgostit din nou unul de altul. Relațiile lor s-au schimbat în mod miraculos. Departe de ei gândul de a divorța, erau bucuroși să-și petreacă restul vieții împreună. Jim spunea: "Aceste cunoștințe privind deosebirile dintre noi mi-au redat soția. Este cel mai mare dar pe care îl puteam primi. Ne iubim din nou." 6 ani mai târziu, când m-au invitat în noua lor casă să le vizitez familia, ei încă se mai iubeau. Îmi mulțumeau pentru că i-am ajutat să înțeleagă unul pe altul și să nu se despartă. Deși aproape toată lumea este de acord că bărbații se deosebesc de femei, este totuși neclar pentru cei mai mulți în ce constau aceste deosebiri. Multe lucrări din ultimii 10 ani au studiat problema încercând să definească aceste deosebiri. Deși s-au realizat progrese importante, multe lucrări sunt unilaterale și, din nefericire, întăresc neîncrederea și resentimentele față de sexul opus. De obicei, se consideră că unul dintre sexe este nedreptățit de către celălalt. Se simțea nevoia unui ghid pentru înțelegerea deosebirilor dintre bărbații normali și femeile normale. Pentru ameliorarea relațiilor dintre sexe, este necesară înțelegerea acestor diferențe, care să ducă la întărirea sentimentului de demnitate, fiind în același timp un stimulent pentru încrederea reciprocă, responsabilitatea personală, o mai bună cooperare și mai multă dragoste. Ca rezultat al chestionării a peste 25.000 de participanți din cadrul seminariilor mele, am reușit să stabilesc cu precizie în ce mod diferă bărbații de femei. Explorând aceste deosebiri, veți simți cum zidurile resentimentelor și ale neîncrederii se prăbușesc. Deschiderea sufletului duce la mai multă indulgență și la o motivație mai puternică de a oferi sau primi dragoste și sprijin. Cunoscând aceasta, sper că nu vă veți opri la sugestiile din carte și veți continua să găsiți căi noi prin care să realizați relațiile afectuoase cu sexul opus.
Bărbații sunt de pe Marte, femeile sunt de pe Venus, Dr. John Gray. Această carte are 222 de pagini. Renunțând treptat la critici și acuzații și cerând insistent ceea ce doriți, veți putea crea relațiile afectuoase pe care le sperați, de care aveți nevoie și la care aveți dreptul. Vă așteaptă atât de multe lucruri în viață, fie ca dragostea și înțelepciunea dumneavoastră să sporească. Vă mulțumesc că mi-ați permis să aduc această schimbare în viața dumneavoastră. Lectură plăcută în continuare. Sper din tot sufletul să citiți această carte în întregime.